mulțumesc, Manu, pentru provocare. Mă bucur tare mult să fiu cu voi dimineața asta. Ucenicia și misiunea sunt chestiuni care sunt pe inima mea și mă bucur tare mult pentru că fac parte dintr-o biserică, așa o bucurie și o onoare să știu că fac parte dintr-o biserică care e preocupată de, de, lucrurile astea, care sunt până la urmă esența pentru care suntem chemați și trimiși de Domnul Isus. În domeniul ăsta sunt câteva provocări cu care eu m-am confruntat. Din perspectiva mea, mi-a fost destul de greu să înțeleg cum pot să se integreze credința cu uh, locul de muncă. Uh, tot timpul am văzut așa cumva unele lucruri mai spirituale decât celelalte. Uh, de exemplu, studierea Bibliei, cititul, rugăciunea, venitul la biserică, mi se păreau că astea sunt lucruri cu adevărat spirituale, însă munca uh, nu e chiar așa spirituală, mai mult ține de material. Mai ales eu cu Ana suntem în domeniul afacerilor și acolo lucrăm cu uh, bani, cu resurse, cu uh, multe lucruri administrative. Și mi-a fost destul de greu să înțeleg cum lucrurile astea s-ar putea îmbina, cum am putea să facem ucenicie prin, prin muncă. Uh, și o altă provocare pentru mine a fost faptul că mi-am imaginat tot timpul că în zona bisericii sau aproape de biserică, cumva aici se face ucenicia. Adică, eu cunosc oameni și interacționez cu oameni pe care apoi îi aduc aici, în sfera Bisericii, și aici are loc partea de proclamare a Evangheliei, prezentarea Evangheliei și apoi parte de ucenicie. Și mi-a fost destul de greu să înțeleg cum, cum facem ucenicia asta, așa, acolo unde suntem, acolo unde sunt oamenii, de fapt, pe care Dumnezeu îi iubește și pe care Dumnezeu îi cheamă. Însă, dacă. Continuăm să ne provocăm cu întrebarea despre cum integrăm um, credința um, cu vocația noastră, cu scopul de a fi și a face ucenici ai Domnului Isus Hristos prin puterea Lui, apoi putem să um, găsim câteva modele. Cu siguranță Dumnezeu ne va arăta și astăzi dimineață o să împărtășesc cu voi câteva din um, exemplele de um, modele de ucenicie pe care noi le facem în zona profesională. Și noi suntem într-o călătorie, nu e totul perfect, mai sunt multe lucruri de pus la punct, însă scopul este să vedem chestiuni practice, care poate să vă inspire și să vă ajute să vă gândiți cum se poate face practic în sfera fiecăruia dintre noi, profesională. În primul rând, cred că e important pentru noi să ne asumăm identitatea de ucenici a Lui Hristos, acolo, la locul de muncă. Uh, și asta nu o facem numai uh, punând uh, ceva în față, cum am eu acolo la birou, ceva mesaj creștin, uh, sau uh, având o cană cu un mesaj creștin, ci chiar asumându-ne rolul de preoți și de pastor pentru uh, colegii noștri. Și uh, dacă cu adevărat uh, îmi asum asta, asta ar trebui să se vadă, oamenii ar trebui să, să știe asta. Și pe lângă asta, uh, câteodată, Poate putem să avem curajul să ne asumăm asta și în, în spațiul um, public. Bineînțeles că mai întâi trebuie între colegi. Colegii trebuie să, să știe și să cunoască asta, dar apoi, dacă facem lucrurile bine și facem lucrurile cu excelență, e posibil că la un moment dat să avem oportunitatea să împărtășim. În cazul meu, de multe ori am avut oportunitatea, vorbind despre afaceri, um, să împărtășesc în interviuri, în podcasturi, în articole, să împărtășesc și despre identitatea noastră de oameni credincioși. De asemenea, în ultimul an, în procesul de rebranding al companiei, pe care l-am făcut împreună cu Benny Pop, am simțit cumva că lucrurile sunt foarte faine și arată bine, dar parcă ne simt, parcă lipsea ceva. Lipsea chestiunea asta și. După ce ne-am sfătuit împreună cu Benny, am ales să ne asumăm, inclusiv din scopul companiei, care e public, care apare peste tot, faptul că scopul nostru la Util Benny este să inspirăm oamenii de afaceri să integreze principiile și valorile creștine în afacerile lor, cu scopul de a avea un impact pozitiv în, în societate. Um... După, după partea asta de asumare, e important să înțelegem faptul că slujba noastră, locul de, loc nostru de muncă este zona noastră de misiune. Și asta înseamnă că am nevoie să las Domnia lui Hristos să fie peste tot ceea ce facem noi. De la felul în care facem lucrurile, la integritate, onestitate, la felul în care dragostea lui Hristos se reflectă în relațiile cu colegii noștri. Um... O provocare semnificativă pentru noi, noi suntem în domeniul utilajelor de construcții, e faptul că există foarte multe corupție. Dacă vrei cu adevărat să faci contracte mari, ăstea se fac cu statul. Și în domeniul ăsta am avut foarte multe tentații. Cât timp eu eram în vânzări, mie mi-era mai ușor să spun nu. Problema a fost când veneau colegii de vânzări la mine și veneau cu contracte semnificativ mari, care mai necesitau... O suplimentare de buget, adică în aceiași bani să includem și uh, diferite atenții, premii, șpăgi pentru diferite oameni puși în poziții. Și e provocator, e foarte provocator asta, pentru că colegii și ei vor să câștige o pâine, ei spun, dar asta e normal, toată lumea face asta, dacă noi nu o să vindem, o să vândă alții utilaje mai proaste și uh, toată lumea o să aibă de pierdut. Și. E foarte greu de explicat, însă e o oportunitate extraordinară în care noi să ducem mărturia creștină mai departe și e un proces, e o călătorie, nu e ușor, însă e absolut extraordinar, mai ales când e greu și provocator, noi să putem să fim sare și lumină. O altă oportunitate pe care o avem la locul de muncă este partea de mentorare. La locul de muncă e extraordinar oportunitate de a mentora, de a investi în generația următoare. Și noi, la Utilben, avem oportunitatea asta de a crește oameni. În domeniul vânzărilor, de exemplu, avem școală de vânzători, în domeniul mecanici și școală de mecanici, în care tineri pot să învețe de la oameni mai experimentați. Și uh, pe lângă faptul că au oportunitatea să crească și să se dezvolte, noi putem să le adăugăm valorile și principiile împărăției. Avem multe exemple de colegi chiar de la noi din Miserică. Giancarlo Buda care de exemplu a început în zona de call center și apoi a crescut în zona de vânzări și acum a conduce divizia de IT a companiei. Și așa sunt nenumărate exemple de oameni care au pornit poate de la zero sau poate au fost primul lor job. Cei mai buni manageri care avem astăzi sunt oameni care au lucrat cu noi împreună, pornind absolut de la zero, poate 10 ani. Ei sunt cei mai buni. Și împreună cu Ana și noi intenționat pe lângă managerii și toți ceilalți care mentorează alți oameni, și noi intenționat luăm oameni lângă noi. Dacă mă gândesc, în ultimii ani am avut doi asistenți personali pe zona de business care au crescut alături de noi, au învățat, s-au întors apoi în orașele lor și dezvoltă afaceri acolo. Și eu o bucurie să vezi că poți să contribui la partea asta de ucenicie prin locul de muncă. Bineînțeles că, pe lângă ceea ce facem în interior, ne dorim să avem un impact pozitiv în societate. Cred că e important să ne gândim cum. Putem să slujim nevoile comunității orașului, cum putem să fim responsabili cu ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat. În cadrul nostru, ca și organizație, am decis că 1% din, din cifra de afaceri, aproximativ 10% din profit, va merge către diferite organizații care, în primul rând, da, urmăresc marea trimitere, urmăresc investiția în generații următoare, în tineri, în anumite nevoi, dar pe lângă investiția de bani, cred că investiția de uh, timp, și voluntariat e foarte valoroasă. Și anul acesta de ziua companiei de exemplu am ales să celebrăm mergând cu toți colegii în diferite organizații, am fost la cinci organizații pe care le-am slujit și în mod practic. Le-am întrebat cum putem să le slujim cu energie, cu oameni și asta produce ceva și în inima oamenilor, pe lângă faptul că avem oportunitatea să zicem, ok, de ce faceți asta? Care e motivația din spate? Pe lângă asta, în inima colegilor noștri se întâmplă ceva foarte valoros și ei devin mult mai recunoscători. Însă, pe lângă partea în care compania e generoasă, vrem să învățăm și oamenii să fie generoși. De aceea avem un program, de exemplu, în care orice angajat care donează, compania va dubla. Dacă un angajat are pe inimă o anumită fundație, o anumită organizație și donează, susține acea organizație, compania va dubla uh, ceea ce susține acel om. Pentru că vrem să învățăm generozitatea. Vrem ca, cu ce ne binecuvântat Dumnezeu, să fim binecuvântare și pentru ceilalți. În uh, ultimii ani, pe lângă partea asta de uh, sferă profesională, am ales să mă implic și în lucrarea de misiune și ucenicie urbană, uh, guild, în care, alături de alți oameni din aceleași sfere profesionale, ne încurajăm să fim ucenici ai Lui Hristos și să aplicăm valorile împărăției în ceea ce facem noi în fiecare uh, profesie și pe lângă asta să ne provocăm unii pe alții despre cum putem să descoperim zone de implicare în oraș, cum putem să slujim orașul prin uh, ceea ce Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi. Cred că trăim um, vremuri extraordinare în care în România avem libertatea de a... Ne asuma credința creștină, de a fi cu adevărat ambasadori ai lui Hristos și de a împărtăși cu colegii noștri speranța și credința noastră creștină. Cred că sunt vremuri în care oamenii, mai mult decât oricând, au nevoie de bucuria, pacea, odihna, pe care numai Hristos uh, le poate oferi. Și cred că societatea noastră are nevoie de modele care, cu adevărat, să întrupeze uh, principiile împărăției acolo, la locul de muncă, acolo, în societate, alături de toți ceilalți. Și uh, sunt foarte bucuros și onorat să fim parte dintr-o biserică care are pe inimă partea de misiune și de ucenicie. Și cred că, mai mult decât oricând, E un moment bun pentru asta. Bineînțeles că misiunea și ucenicia nu le putem face singuri. Avem nevoie de dependență completă de Dumnezeu, avem nevoie de rugăciune și avem nevoie să ne aliniem la planurile lui Dumnezeu. Însă, cred mai mult decât oricând că e un moment extraordinar în care noi, ca și comunitate, în care avem așa de mulți oameni profesioniști în diferite domenii, îi să fim și să facem ucenici ai lui Hristos acolo, în sfera noastră profesională, prin puterea Lui. Și cred că dacă noi o să iubim oamenii și o să iubim orașul, Dumnezeu va avea grijă de Biserica Lui și o va crește și o va dezvolta. Amen.